Victorie pentru Republica Moldova după ce Anastasia Nikita a cucerit aurul la Budapesta, iar Irina Rângaci a obținut titlul de campioană europeană pentru al doilea an consecutiv. Potrivit portalului de specialitate olimpic.md, luptătoarea Anastasia Nikita, în categoria 59 de kg, a devenit campioană europeană. În finala de la Budapesta, eleva lui Tudor Cârlan a dispus cu 4-1 de poloneza Jovita Maria Vrzeșer. O altă luptătoare, Mariana Drăguțanu, 55 de kg, a cucerit medalia de bronz. Asta după victoria în fața nemțoacei Anastasia Blaivas. Luptătoarea Irina Rângaci, 68 de kg, a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană europeană. În finală, eleva lui Andrei Kiper a învins-o cu 10-0 pe franțuzaica Pauline Le Carpentier.